Salut și bine v-am găsit la un nou episod pe canalul meu Marius Pro. Astăzi vom merge la Balta Vrăjitoarelor. Acolo s-ar fi spus că s-ar fi sponsorat Vlad Țepeș, nu? Vlad Țepeș, și am văzut că mulți vloggeri se duc la Balta Vrăjitoarelor. Noi am ales să mergem seara și mai întâi de asta. Nu uitați să lăsați un like, un subscribe, un comentariu și să facem pe această platformă cât mai mulți abonați și nu vă doare mâna să lăsați acolo un mic like. Hai să dăm drumul la filmare și să mergem la Balta Vrăjitoarelor. Mamă, cum arată? Pese inima mie. Straniu rod de tot, ești nebun la cap. Dacă ai luat-o cu dasă de aici, mi-ai să-ți dau și două palme. Însă s-a uitat prea mult la... Nu mai vă fie frică, mă, că de-aia. Mamă, da. Nu fă care... Tu ține bombele alea pe fază. Direct pe mână. O lua jos lângă tine, cum, cum a venit, o lua lângă tine. Jos, sunt pe picioarele tău. Să mă arătă ce faci, avem cum este bun să ieșim. Ori clasă cu lanța în față, cu lanța. Mamă, cum arată. Sunt 6 minute, suntem acolo. Da, stai, 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 partea asta aici. Nu stă unde? Trenul. Poate trece pe mine, cu drept. Păi, dacă vedeți ceva voi pe cameră, îmi spuneți în vlog. Ajungem repede, bă, așa. Doar cu dreptul, ajungem. Ajungem aici? Nu, ne ținem să dreptul așa, înțeles? Că îți face o potecă și o ținem de potecă la dreapta. Mai avem puțin, ajungem. Sunt aici cu niște băieți. Mergem către Balta Vrăjitoarelor, deci credeți-mă că e straniu rău de tot să mergeți noaptea prin pădure. Mori. Ce are, mă, cum arată? Straniu rău, dar vrea să vede, ești nebun în față. Nu știu, dar ce crede era bunit? E din... Mă iau toți la fugă dacă dea o bombă. Hai că mai avem puțin și ajungem și noi la Balta Vrăjitoarelor. Fiate, face putut pe aici. Avem cum un pic. Nu mai e ceva urcă. S-a auzit ceva încolo, nu? La pădure, la... Mamă, cum se vede luna? Bă, nu cred. Bă, nu zic. Ia mâna. Vă luăm puțin perica. Uitați că vă băgați în ce. Bă, ce mă face? Vedeți că se vede luna? Haideți! Mai faci, uite aici, uite, uite drum! Facem dreapta mea! S-a dus, cum îl cheamă? Teozeciu, frate! Și cred că s-a dus singur nebun! Stai așa, păi ce stai dacă nu-l duci acolo? Hai că nu-l bine! Ce stai în drum? Uite-te, uite-te cum arate. Marfi. Uite-ți luna. Uite-te la luna. Deci spre Balta mergem acum. Să iau ceva drum. Crezi că om... Uitați-vă, frații mei, cu ce vrea să omoare ăsta porcul. Ce să faci, uite, ăla și e pentru el. Îi băgă asta. Ai văzut? Știi ce ăla pentru el? Că tot prăjit. La tine. Ești de mult că s-ar băguță pe el. Ești pe la mine, mă. Se șchiba. Ia tăgeți! Parcă s-a auzit ceva. Da, da. Hai, ce? Nu trebuie să mă. Nu trebuie să mă.
Am ajuns cu drag, cu frică și cu îndurare la balta vrăjitoarelor. Imediat o să vă arăt balta vrăjitoarelor, să vedeți și voi cum arată acum. Și hai să vedem. Deci nici nu știu cum să vă arăt. Cam așa arată balta vrăjitoarelor. Dar ia stai puțin. Dar nu te băga în ea. Nu, că nu mă bag în ea. Crezi că nu cade cu zepul? Cam așa arată balta vrăjitoarelor. Aici este balta vrăjitoarelor. Cam, nu știu. Am auzit foarte multe chestii despre că nu se atinge frunze, că nu se pune lemne. E. Unde? Ce? S-a văzut ceva? Știi ceva la tine de acolo? Că aleagă praful de mine. Ce? Nu a fost că stai cineva pe scaun să uita în unui să moară cel mai scump. Păi ești nebun? Păi vede și mi s-a părut că era ceva acolo să moară. Bă, frații mei, nu glumesc, pe aici în pădure se întâmplă foarte, foarte multe de chestii ciudate. Băgați brițul, nu? Bă, să te dă lângă apa aia. Dă-te lângă apa aia de acolo. Nu. Nu, da. Fiți atenți. În locul ăla de acolo nu se vede prea bine. Ia bagă-mă brițul mai aproape de al meu. În locul ăla de acolo nu se vede prea bine. Stătea, gen, era un om care se vedea pe scaun așa. Și uite, nu prea focalizează bine, dar nu înțeleg de ce. Stătea un om și se uita la noi pe scaun. Dar eu nu înțeleg. O fi de la balta asta? Cum bate luna direct în bal. Avem luna aproape. Deci dacă vedeți ceva pe filmare, uitați. Dacă îl călcai acolo auric, când te duceai, să aleagă praful. În fine, haideți să ne întoarcem, că nu e de bine aici. Deci, cu drag am ajuns și la partea vrăjitoarelor. Și acum să avem grijă cum ne întoarcem. Asta a fost și cu episodul nostru către balta vrăjitoarelor. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like, un subscribe, un comentariu și credeți-mă că s-a meritat să ajungem până aici și să vedem anumite chestii care nu am putut să le luăm în seamă. Și bubuiți butonul de like și în caz de mai vreți să mai mergem în anumite locuri, vă rog frumos să scrieți în comentarii. Vă pup și ne revedem pe data viitoare cu un alt clip.